ne reîntoarcem acum în universul liric românesc. Ascultați! Sunt versuri de o frumusețe sfâșietoare. Un suflet îndurerat strigă mereu către Domnul ca dintr-un abis. Rana sufletului este adâncă. Strigătul poetului străbate fiecare fibră a versului. Va lăsa oare Domnul, fără ajutor și mângâiere, acest suflet zbuciumat, care totuși plin de nădejde, bate insistent la porțile lui, l-am citat pe părintele Ignatie Grecu în ceea ce gândește despre poetul Marius Ianuș. Despre el este vorba. Marius Ianuș, spune Alex Coldiș, era încă din primul volum un poet de viziune care nu poate fi explicat eficient prin referirea exclusivă la gesturile sale iconoclaste că poezia cu miză politică sau socială e tot o poezie de viziune, că realitatea din acest imaginar, departe de a fi reflectare nudă, e o construcție, o dovedesc atât manifestul anarhist, cât și orsul din container, una dintre cele mai bune cărți de poezie de după 1990. Cele două volume îl consacră pe Marius Ianuș nu ca poet mizerabilist încremenit în puerile gesturi de revoltă socială, ci ca un scriitor foarte nuanțat ce ridică mizeria la rang de mitologie. Ianuș a mizat dintotdeauna nu pe violența gesturilor și a cuvintelor, ci mai degrabă pe patetismul acestei violențe. Repet, cuvintele îi aparțin criticului literar Alex Goldiș. Am citat stimați ascultători doar câteva secvențe din referințele critice la volumul integral Ianuș Poezia, publicată la editura Garofina în 2016, alcătuită din două părți anii nebuniei 1993-2010 și anii pribegiei 2010-2015. Cred că ați înțeles că este vorba de o răspântie în viața și în creația acestui poet contemporan nou, actual, și anume Marius Ianuș. Mai avem în față mai multe cărți semnate cu acest nume: 100 de zile la Atos, apărută în 2017, jos masca Marius Ianuș, cele mai reușite versuri scrise de cel care a fost. Marius Ianuș, 1994-2015, cu o prefață de Paul Cernat, tot la editura Garofina, în 2015, a apărut: Gânduri de pe drumul crucii mele, o carte impresionantă pe care sigur că vă recomand spre citire. Ei bine, l-am invitat pe acest zbuciumat poet al zilelor noastre. În viața căruia spuneam s-a petrecut o răspântie de drumuri, și veți afla pe care dintre căi a optat Marius Ianuș să meargă. L-am invitat așadar la microfonul revistei culturale Trinitas. A rostit mai multe versuri din ceea ce a scris până acum, și după aceea am purtat un dialog despre viața și despre creația domniei sale. Astăzi ascultați doar două poeme, urmate de o primă parte a dialogului cu Marius Ianuș. Vocile de azi ale poeziei Ciornă a unei scrisori a lui Nikita Stănescu sau a mea către Dumnezeu. Doamne, iartă-mă pe mine păcătosul, iartă-mă să mă ierți, iartă-mă că am cunoscut nălucirile necuratului, până în ultima frântură de gând al meu, dar nu am cunoscut dragostea ta, că am cunoscut amăgirea femeii în fiecare fibră a trupului meu, înduplecat la rele, dar nu am cunoscut dragostea ta, că am cunoscut înșelarea alcoolului, în fiecare răsucire de vorbă magnetică, în fiecare prefăcătorie poetică, dar nu am cunoscut dragostea ta. Unul unui frate întors de la Atos. Mă iertați că mă întorc acasă, mă iertați că mă târăsc pe drum, mă au învins balaurii de ceață, m-au învins dihănii mari de fum. Mă iertați că port în mine, tristă, țara mea cu munți și cu câmpii, țara mea țesută pe batista unor mari tristeți și bucurii. Mă iertați că mă întorc acasă, mă iertați că zac învins în drum, mă iertați că zac în fața voastră numărând sicriele de scrum. Mă iertați că norii mă apasă, îmi iertați și viața fără rost, mă iertați că mă întorc acasă, șovăind pe drumul spre Hristos. În bine v-am găsit, doamna Teodora Stanciu. Iată, la revista culturală Trinitas, rostiți poeme din cele mai noi, dar și poeme din vechile dumneavoastră volume. E bine, scrisul pe care unii dintre criticii literari sau cititorii dumneavoastră, iubitorii în general de poezie, îl știu, Scrisul dumneavoastră e de fapt oglinda vieții până la urmă. E o mărturie, nu e așa? Da, cred că am avut o mare șansă. Dumnezeu cumva mi-a pus acest gând de la început în minte că miza mea nu este literară. Deci nu am făcut literatură pentru literatură. Am căutat de fapt prin literatură autenticitatea, adevărul meu. Și pe calea asta eu l-am descoperit pe Dumnezeu, dar pe o cale foarte ocolită, pentru că am, am dus prin toate trăznăile lumii acestea. Deci pe calea asta autenticității, știți, când lumea te mai și învață că tu ești buricul pământului, ajungi să faci toate tâmpenile. Trăznăile, da. da. Și, uh. să pui, și să spui și să spui lucruri care nu ar trebui spuse. Și, nu, eu am fost, am mers pe tot acest drum, dar asta a fost marea mea șansă, că nu înseamnă a fost literară. Mă la foarte mulți scritori care trăiesc literatura ca literatură, deci au da, da, da. o miză literară separată de miza vieții și îmi dau seama că ei, din păcate, s-ar putea să nu aibă niciodată șansa asta de a-l descoperi pe Dumnezeu. Sau să rămână într-un registru convențional al scrisului chiar, al poeziei, dacă e vorba de poezie, sau al prozei, dacă e vorba de spre proză. Pentru că ruptă de trăire, creația literară rămâne uscată, după opinia noastră, dar s-ar putea să nu fie chiar adevărat. S-ar putea ca meșteșucul scrisului să fie așa de bine însușit, încât să nu ne dăm seama la un moment dat că nu-i vorba de trăire acolo, ci pur și simplu de acest meșteșug și de exercițiu scrisului în general. Da, există, La... există și meșteșugari foarte buni, să știți. Există, da. poeți cum sunt Brumaru, Dimov, foarte buni meșteșugari care, într-adevăr, au lăsat scrieri foarte bune. Dar ar fi fost mult mai interesant pentru ei, ca oameni, nu pentru literatură. Pentru ei, ca oameni, ar fi fost mult mai interesant ca miza lor, de fapt, să fie în afara literaturii. Sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt de acord pentru că e ceva deasupra literaturii, deasupra omului. Este limpede că privirea noastră merge în sus, spre cer și că pe verticală, trebuie să fie și nu pe orizontală, nu? De altfel mai sunt asemenea foarte mari de și sherbet, forță de pildă, da, nu? Da, deci, Și foarte mulți dintre 80 ca să fiu... 85. sigur, sigur că da, sigur. Important este că noi avem o literatură bogată și eu nu contănesc să o spun aici la revista culturală Trinitas, pentru că în fond, cultura ce înseamnă? Creație, în primul rând, nu? Creație care a fost... În etapele anterioare, creație de astăzi vie. La dumneavoastră, constat chiar acest atașament, de fapt, pentru creația vie. Într-adevăr, nu vă interesează neapărat figurile de stil, ornamentele, cum zicea Tudor Vianu Zorzoanele, nu? Da. Vă interesează să transmiteți un sentiment curat. O trăire autentică, de altfel, vă repet cuvintele dumneavoastră. Domnule Marius Ianuș, totuși, cum s-a desfășurat traiectoria dumneavoastră de viață, parcursul de viață până acum? Eu m-am născut la Brașov, dar sunt predelean, de fapt. Mm? Părinții mei erau cabanieri la predeal, tatăl meu e dintr-un sat din județul Sălaș, din Cernuc, mama mea din gura humorului Bucovina. Ei erau cabanieri la predeal, cum v-am spus, primii doi ani din viața i-am petrecut pe munte, la cabanele Cioplea și clăbucet plecare. M-am născut în maternitatea în din Brașov dintr-o întâmplare, din faptul că în predeal practic nu exista maternitate și atunci, bineînțeles, părinții mei m-au dus la Brașov să mă nască, dar mă simt cumva foarte legat mai mult de zona de sud a Munților Carpați, pentru că apoi liceul l-am făcut la Breaza, în Prahova, am făcut liceul militar și am continuat cu facultatea la București, deci am mers cumva spre sud. Mă simt mai legat, mă simt foarte legat și de Brașov, dar mă simt legat și de zona aceasta a Prahovei și a Bucureștiului. Am descoperit poezia din primii ani de lectură, de prin clasa a doua, când am început să citesc cărți. Pot să vă spun că am descoperit și poezia, pentru că mama mea mă hrănea cu coșbuc, cum e moda la noi, hmm. la oamenii mai dinspre nord. Știți, coșbuc e foarte. nu știu dacă și aici în sud se practică, dar oricum, la -or, noi coșbuc e foarte viu. Mamele le citesc copiilor poezii de coșbuc. A început să fie reconsiderat și nu ca versificator, cum foarte mulți considerau, dar e reconsiderat acum și în zonele sudice. Da? Existând această tradiție la noi, că mamele le citesc copilor poezii coșbuc, bineînțeles că și eu l-am ascultat pe coșbuc așa intens și am început să prind o dragoste pentru poezie, apoi l-am descoperit bineînțeles pe marele nostru poet Mihai Eminescu și pot să spun că am fost foarte îndrăgostit, l-am dormit cu cărțile la cap, era o ediție în trei volume, o, o și acum cu care efectiv dormeau la cap pentru că era atât de importantă, de mine, și atât de importantă pentru mine încât nu mă mai despărțeam de această ediție de poezia lui Eminescu. Apoi eu am descoperit în liceu, am descoperit poezii mai recenți pe Nikita Stănescu, bineînțeles, de care am fost foarte, foarte îndrăgostit și țin minte că prin liceu m-am dus dată în ploiești special ca să i văd casa în care locuie Nikita Stănescu și m-am învârtit de multe ori acolo în jurul casei lui, eram foarte atașat de el, foarte atașat. Firesc, reprezenta o altă formulă poetică, o altă deschidere către lirism spre deosebire de Eminescu și Argezi, alți mari, mari lirici români. Deci era, să zicem, a treia formulă mare nu? a lui uh, Nikita Stănescu. Fo Foarte interesant. Vedeți, un poet, de fapt, pleacă de la datele lumii lui. El, Nikita Stănescu, e un mare poet care s-a născut într-o lume în care practic el nu prea avea acces la adevăr. Începuse o deschidere către filozofie în perioada respectivă. Exista școala de la Păltiniș, exista o anumită deschidere în zona asta. Pur și simplu Nikita Stănescu a luat ce-o găsit bun în lumea lui și din asta a făcut poezie. Mm -hmm. Deci poezia metafizică a lui Nikita Stănescu pentru că de fapt spre asta exista o deschidere. Nu putea să facă poezie din altceva. Teoria mea este că un poet mare este un receptor, nu este un creator, de fapt. Este un receptor, deci el ia, practic, din spațiul lui, din lumea lui, primește, știți, niște impulsuri pe care le transformă în poezie. Acum... Dar e tot creație până la urmă, pentru că este... nu se poate altfel. Expresia lui este deosebită. Altfel asimilăm și noi, poate, asemănător poeților. Eu aș merge până acolo încât să vă spun că într-o poezie Aș putea să-mi dau seama ce vine din afara poetului și ce vine de la poet. Practic, poetul primește un vers, câteva versuri sau chiar câteva strofe și pe baza lor plodează într-adevăr o poezie. Acum depinde bineînțeles și unde e inima lui, unde e interesul lui, pentru că el poate să recepteze. Deci el se poate așeza pe diferite lungimi de unde. Poate să fie pe zona aceasta credinței, cum e Treandors nu și atunci să scrie niște poezii plăcute lui Dumnezeu, poate să fie în alte zone, într-o zonă filozofică, cum a fost Nicita Stănescu, sau se poate poziționa chiar și greșit din punct de vedere duhovnicesc. Sunt poeți care au mers într-o direcție greșită, după părerea au această latură întunecată, care până la urmă, se trans de chiar dacă noi ne prefacem că nu o vedem, o ignorăm, de frumusețea poeziei, de frumusețea metaforilor, de frumusețea versurilor, a muzicii, poeziei lor, ignorăm aceste lucruri, dar ele se transmit. Vom continua dialogul cu domnul Marius Ianuș Aici, în emisiunile acum să noastre să viitoare. în spațiul liric actual românesc. Data trecută, săptămâna trecută, ați audiat câteva poeme de Marius Ianuș. Ei bine, tânărul acesta, am spus că prima parte a emisiunii este dedicată tinerilor din spațiul nostru românesc. Marius Ianuș a fost în anii 90-93 până în 2000, 2010 chiar considerat și pe bună dreptate un poet miserabilist, un poet fracturist, un poet care practic nu se mai recunoaște astăzi în statura pe care o avea atunci. De altfel, integrala Ianuș poezia așează ani nebuniei după anii pribegiei. Deci 1993-2010 ani nebuniei, 2010-2015 ani pribegiei. Marius Ianuș a fost caracterizat de mulți dintre criticii noștri ca liderul acestei, să zicem, generații anarhiste din poezia română actuală. Ce s-a petrecut cu Marius Ianuș ați aflat deja în emisiunea noastră anterioară. O convertire, o bună convertire, spunem noi, la calea aceasta a creștinismului ortodox. Astăzi îl audiem. Cu alte boeme pe Marius Ianuș, după care vom continua interviul pe care l-am realizat în studioul de Radio Trinitas. Vocile de azi ale poeziei. umbra unui surâs. Când m-a atins trecutul cu zâmbetul tău blând, stam sprijinit în strană și mi-a venit să plâng. M-a năpădit tristețea privindu-te cum treci, că tot ce am vrut în viață s-a spulberat pe veci. M-au năpădit tristețea și anii care trec și mi-a murit un zâmbet ce flutura zec, zec. Lovit de neputință am vrut să mă revolt, dar Domnul e dreptate, așa că merit tot. În merit existența mea tristă, fără rost, în care nu sunt stare să îmbătrânesc frumos îmi merit existența mea tristă și precară, în care dimineața are parfum de seară, și merit bătrânețea cu zama ei amară, și merit să pierd tot ce am vrut o odinioară, și aș merita și moartea și cancerul de os, că nu am fost în stare să ajung până la Hristos. amintire estompată. Amintirea mea e curată. Erau un băiat și o fată care se sărutau pe o bancă. Lumea din jur încetase să existe. Personaje vesele sau triste se estompaseră în stampe filateliste. Era și un cântec oarecare, care răsuna din niște difuzoare și vorbea de o dragoste mare. Poate el eram eu, poate ea erai tu, poate dragostea lor aduncea cântecul. Amintirea mea e curată, pentru că erau un băiat și o fată, dar nu e o amintire nevinovată, pentru că dragostea lor era doar un eseu. Iar cântecul vorbea despre iubire și noapte, dar nimic despre căsnicie, nimic despre moarte, era doar despre lucruri de șarte. Poate el eram eu, poate ea erai tu, poate dragostea lor aducea cântecul, amintirea e tot mai îndepărtată. Erau un băiat și o fată care se sărutau pe o bancă. Poate el eram eu, poate ea erai tu, poate dragostea lor aducea plânsetul. Ziua în care vom muri, în memoria lui Ion Gavrilă Ugoranu și a celor din preună cu el. Aceasta este ziua în care vom muri, o zi de artificii în cerească, o zi în care noaptea nu va putea să crească și musai să ne fie cea mai frumoasă zi. Aceasta este clipa în care vom cădea. Vom fi aici de apururi, în tina românească, Aici numai lumina va fi să dăinuiască și întreaga viață noastră va încăpea în ea. Priviți cu grijă locul. Aici vom fi mereu. Aici se pune cruce pe tot ce-i viața noastră. Aici cel care cade și știe să iubească va sta pentru vecie, privit de Dumnezeu. Ștefan Octavian Iosif Fratele meu din celălalt veac, poet al tristeților, poet sărac, care ai lăudat nopțile cu blândețe, care ai plâns cu melancolie și cu talandrețe, tu, care ai petrecut ciobanii peste stânci cu lumina ochilor tăi prelungi, tu, care te-ai rugat ca steaua neamului să răsară și să avem un nume și o rotundă țară, tu, care chinuit de-a vieții vrăjitoare, ți-ai făcut din lacrimi mărgăritare. Tu, care ai pierdut absolut tot pe acest pământ de durere și glod. Te văd, petrecând turmele peste carpați, cu lumina ochilor tăi înalți. Te văd trecând, sufelinare, trist și alungat, ca oricare artist. Te văd în schei, apoi în București, scrutând o amintire în lumina unor ferești. Simt cum îl căutai, fără să știi, pe Dumnezeu, și văd în viața ta destinul meu. Aceasta este poezia pe care o scrie astăzi Marius Ianuș. Sigur, nu ne suspendăm judecata estetică și criteriile estetice cu care apreciem o poezie, dar cred că trebuie să avem în vedere această mărturie a unui suflet foarte zbuciumat. De altfel, identificarea cu destinul lui Ștefan Octavian Iosif spune multe. Haideți acum să continuăm convorbirea pe care am purtat-o cu Marius Ianuș în studioul de radio Trinitas. Eu mă bucur, dau slavă lui Dumnezeu, pentru că și eu eram din zona asta întunecată, să știți. Cam asta era lungimea de undă pe care eram eu. Eram un poet foarte anarhist, revoltat, revoltat împotriva tuturor lucrurilor, dar fără să fiu revoltat împotriva lui Dumnezeu. Deci eu tratam cumva lumea ca fiind opusă, totuși vedeam cumva Duhul Lumii ca fiind un adversar. Deși nu eram un poet credincios, deci nu mergeam la biserică, mergeam doar o dată pe an. de Sfintele Paște lumina. lumină. Acum, devenind un creștin practicant, văd cât de puțin aveam atunci, cât de puțină lumină aveam, dar să știți că aveam totuși un strop de lumină. Exista un, un mic, Cu siguranță. O, mică scânteie, probabil venită de la bunica mea, Garofina, că i-am luat numele. Deci numele Ianuș este numele de fata al mamei mele. Ianuș da. și nu Ianuș. Ianuș. E numele de fata al mamei mele, venit pe linia bunicii mele, Garofina, care mulți interpretează că ar fi numele secuiesc, dar nu prea este. Adică, într-adevăr, a existat un exod al secuilor în Bucovina. Au existat niște grupuri de secui în Bucovina, mm. pe la 1700, dar până la bunica mea, bunica mea era o moldoveancă tipică, adică mm. nu avea absolut nimic dintr-un secui, era chiar o moldoveancă din asta, din nord, cu ochi albaștri, un pic cu părul negru, deci ceva ce nu o să vezi niciodată la cu. Era cumva foarte tipică pentru zona aceea a Bucovinei. Uh -huh. O Moldovean că, așa, o chema și Garofina, mama ei era Profira, tatăl Petru, deci erau români români. Doar numele de familie mai rămăsese Ianuș, dar eu l-am preluat pentru că mi-era foarte dragă bunica aceasta. Era singura din familia noastră care se ruga locuia cu la Gura Humorului, lângă mănăstirea Voronez, lângă mănăstirea Humorului și mergea adesor la mănăstiri și pe mine mă tot îndemna să merg când eram copil, mă duceam la ea și mă trimitea, dute la Voronez, dute la mănăstirea Humorului. Și așa mai ajungeam și eu pe acolo, pe la mănăstire, bineînțeles că nu mă duceam ca să mă rog sau așa, mă duceam ca și copil, mă jucam. Da, avea importanță. Cred că mi-a servit, mi-a servit. De la ea am luat numele asta, pentru că, pe de altă parte, numele meu de familie Drejan, dar trecut greșit în buletin Drajan la căsătoria mm -hmm. mamei mele, nu prea servea poetic, adică nu mă avantaja. Mi-era foarte dragă bunica și atunci am luat acest nume da. Ianuș. Acum pe undeva mă, îmi face în mediul acesta în care sunt în mediul nostru creștin, îmi face un pic de serviciu pentru că toată lumea se gândește mai dacă aș fi ungur. Știți, dar nu, eu îi las să se gândească. Nu sună se... chiar ungurește, nu. Nu, 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 nu sună chiar nu, ungurește, dar nu. eu îi las să creadă ce vor, că eu știu de unde vine. Și... Da, da, da. da. Ei, Dacă sigur apelăm la convențiile noastre teoretice sau de cultură generală, putem și să trimitem numele dumneavoastră la IANUS, nu-i așa? Și, la, și din cauza asta am, am, pus, mm -hmm. am pus numele. Și vedeți cum, cum s-a întâmplat, că până la urmă s a nimerit. Eu acum sunt un poet care e pe jumătate avangardist. Tinerița mea mi-a petrecut un nou avangardă. în mijlocul acestor idei furibunde care îți literatura de azi, care sunt, de fapt, tot idei avangardiste, iar acum mă întorc spre o literatură neoclasică. Deci, practic, e exact povestea a zeului Ianus, nu cel cu două fețe, una îndreptată spre trecut, alta spre viitor. Da, este. Este categoric un nume poate predestinat, nu? Mm -hmm. a, așa că fără sedila lui și, ar fi fost Ianus. Domnule Marius Ianus, așadar, s-a petrecut, după opinia noastră, o convertire. Da, în anul 2009, în urma unor necazuri, avem niște necazuri la servici. Cred că aveam și o influență devolească foarte puternică în viața mea atunci, la sfârșitul anului 2009. Am am început încetul cu încetul să mă îndrept spre Dumnezeu. Am reușit atunci să mă las de fumat în chip minunat, pentru că am spus într-o seară Tatăl nostru și apoi am spus Doamne, ajută mă să mă las de fumat și din clipa aceea nu am mai fumat. Încercasem până atunci, vreme de vreo 2 ani, cu nicoret, cu semințe, cu gumă, mm. încercasem toate metodele uh, da. metodele, și nu reușisem să mă las de fumat și printr-o simplă rugăciune și atunci am văzut eu cât de mare e Dumnezeu și cât mă poate ajuta. Și apoi, bineînțeles, că am început să mă rog, am ajuns până acolo încât din primăvara lui 2010 am început chiar să mă duc la biserică. Acum, diavolul, pe o simțit că mă scapă din mână, aveam multe păcate de plătit, fusesem cam desfrânat, am fusesem multe păcate și am primit un pic de bătaie atunci m-a părăsit soția, am avut o, niște necazuri mai mari. Dar înțeleg cumva, duhovnicesc, și acum, îmi dau seama cum au apărut aceste necazuri în viața mea și că o trebuit să existe. Practic nu se putea fără asta, nu se putea fără să plătesc ce făcusem. Dar le-ați depășit. Da, le-am depășit cu ajutorul lui Dumnezeu. Da, pentru că echilibrul la tric e foarte, foarte important. Foarte important, avem senzația de multe ori că întâlnim oameni extrem de echilibrați, dar nu știm ce fierbe în lăuntrul lor. E posibil ca dezechilibru să se producă în orice clipă, dacă într-adevăr nu avem așa un sprijin mare cum este Dumnezeu. Cel mai mare. După da. cum uh, cred că pot să mărturisească cei care l-au uh, avut acest sprijin. Domnule Marius Ianuș, e foarte plăcută convorbirea cu dumneavoastră. Eu vă propun să o continuăm și cu alt prilej când veniți să mai citiți versuri pentru că sperăm să nu vă lăsați de scris, să scrieți în continuare până când uh, Expresia poetică se va decanta spre, să zicem, nivelurile cele mai de sus, la ștacheta cea mai de sus, să spunem. Doamne, ajută, și eu sper să ajung acolo alături de marele nostru poet Mihai Minescu. El este, de fapt, numărul unu, să știți, el are atâtea poezii în care pur și simplu simți că nimic nu e umenesc. Totul a venit de sus. Și vezi, știți, sunt, din UNESCO avem practic 10-15 poezii care sunt cele preluate de școală pe care le știe toată lumea. Dar există mm. în alte poezii. Sunt sute de poezii la UNESCO în care practic ai senzația că acele poezii nu sunt atinse de mintea omenească sunt venite direct pe inspirație îngerească. Știți? Absolut. O inspirație îngerească, sigur, care e raportată la problemele lumești. ca și cum mai avea în spațiu, să zicem, niște puncte de emisie care îți dau niște idei, niște gânduri gata făcute, gata fabricate, dar plecate de la experiența ta, de la ceea ce te înconjoară. Cam așa se pune problema? În privința aveți dreptate. Sigur că putem constata foarte mulți dintre noi, viitorii poemelor lui Eminescu, faptul că e ceva care vine de sus. Ne aducem aminte foarte bine versul în care, din păcate, așezat în melancolie, dar n are importanță, străina gură, nu-i așa, de care vorbește Eminescu. De fapt, putem să o luăm în sensul pozitiv, pentru că, în fapt, gura lui rostește ceea ce vine, vine cumva de sus, nu Da, om, și îmi par repovestită de o străină gură. Sigur, da, repovestită de o străină gură, da. Da, așa e. Exact, vedeți, o lumina Dumnezeu și ați găsit exact versul în care Eminescu vorbește despre acest tip de inspirație. Este evident, deși Eminescu era un om care lucra foarte mult pe poeme, are o mulțime de variante, dar în toate variantele o să vedeți că există ceva ce rămâne intact și acel ceva ce rămâne intact în câteva versuri, o linie melodică. Aia este esența divină a poemului, ca să zicem așa. Și sper să am vreodată vreme să mă ocup de asta, chiar aș vrea poate chiar să scriu despre asta. Deocamdată planul meu este să fac cât mai multe acatiste. Marius Ianuș, absolvent de litere la București, își caută calea și suntem convinși că o va găsi. Aici încheiem prima parte a revistei culturale Trinitas de astăzi. Ne reauzim după știrile Trinitas, redactate și prezentate de Ana Maria Movilă.